Vă va vorbi profesorul meu, profesorul nostru și poetul acestei țări, Ioan Alexandru. Hristos a înviat! Mănăstirea Pudna, unde de o jumătate de mileniu Maica Domnului la candela nestinsă, la mormântul lui Sfântului nostru Ștefan cel Mare, priveghează asupra destinului poporului român. Maica Domnului este ocrotitoarea și a acestei piețe nemuritoare în istoria poporului român de acum încolo. Iubiți frați, vreau să vă spun în acest ceas de miez de noapte, când toată tradiția noastră creștină sărbătorește miezonoptica și se roagă în genunchi, să vă spun un mare adevăr al popoarelor lumii și al științei, că popoarele care nu se mai pot ruga dispar din istorie, iar poporul român, pentru că se poate ruga, există și va exista până la sfârșitul veacurilor în istoria omenirii. Parafrazez pe un mare poet francez: noi nu avem de dus o luptă, ci de păstrat o biruință, iar biruința este acelui pe care îl sărbătorește omenirea întreagă, pe Iisus Hristos, care a înviat din morți.